Punct final peste prima parte a campionatului județean Seria Nord, duminică în zona Mușel, s-a desfășurat ultima etapă a torului cu rezultate normale de această dată în care gazdele au câștigat 3 meciuri oaspeții 1, iar 3 partide s-au încheiat la egalitate însă cu același scor 2 la 2. Vă prezentăm tabloul complet, Asele Rești, Partizanul Vlădești 2 la 2, Unirea Bugia de Jos, se Godeni 1 la 2, Rapid Davidești, Ase Dragoslavele 3 la 1, Ase golești Petrolul Hârtiești 2 la 2, Cimentul Valea Mare Pravăț, Flacăra Boten 3 la 1, Vulturul Clubul Vulturești Ase Cetățeni 2 la 2 și Gică Rătevoiescu CSR 6 la 2. Cu 28 de puncte acumulate, Rapid Davidește este campioana de toamnă, podiumul fiind completat de Ase Cetățeni și momentan Asele Reș cu 26 și respectiv 24 de puncte. Urmează în ordine pe 4 Ase Dragoslavele 24 de puncte, pe 5 Ase de Godeni 24 de puncte, pe 6 Gică voiescu 22 de puncte, pe 7 Vulturul Vulturești 22 de puncte, un meci mai puțin disputat. Pe 8, Partizanul Vlădești, 22 de puncte pe 9, Cimentul Valea Mare Pravăț 19 puncte, un meci mai puțin disputat. Pe 10, Flacăra Boten 16 puncte, pe 11, Unira Bughea de Jos 16 puncte, pe 12, Cese Rucăr 7 puncte, pe 13, Petrolul Hârtiești 4 puncte, pe 14, Aseschitul Golești 4 puncte. Duminica este programată și restanța dintre Vulturul Vulturești și Cimentul Valea Mare Pravăț. În cazul unui succes, campiona din sezonul trecut, Vulturul Vulturești, va urca în clasament până pe locul al treilea. Pentru echipele din seria Norda, campionatul județean urmează vacanța de cel puțin trei luni, returul urmând să se rea în primăvara anului viitor.